Bună dimineața la toată lumea! Ce zi însorită e afară. Ia uitați-vă ce mască am eu de la picăturile de rouă de pe geamul mașinii. Ce zi frumoasă! Eu am venit la mamica la o cafeluță și după plec la unghii. Avem parte de cea mai binecuvântată toamnă. Hei, da, păi ce covor și ce culori tomnatice aici la mama. Este tot frunze. Wow, ce frumusețe. Asta, da, priveliște. Spre rușinea mea, ce unghii crescute am. Știți cum e cu copiii? Ba Albert a răcit, ba Ierni, și am anulat două programări la unghii. Dar astăzi mă duc să le fac, am ajuns în oraș. Noi facem unghiile. Proces. La noi deja spune ce e inalacul, da? Gel. Gel. Cel mai micălus proces. Și o să fie o frumusețe. Și unghiile mele sunt gata. Sunt frumoase, gata. Altă treabă, spuneți voi dacă vă place, scrieți în comentarii. Plecăm acasă, afară soare, bine, dispoziție la maxim. Ups, unde-i cheia? Este. Mergem acasă să facem de mâncare. Mulți se întreabă, voi ce stați doar la bucătărie? Păi, noi avem familie mare, nu mâncăm în oraș, așa că suntem nevoiți să gătim toată ziua. Gata, am plecat. Astăzi orașul e mult mai liber. Nu știu, poate să trec pe la piață. La trecere este cineva. Am ajuns în piață, am luat hăinuțe pentru copii și mă ceva pentru mine. Pentru Andreanu și Amaleta. Vreau să-mi aleg niște pantaloni sport. Reușit să fac cumpărăturile. Ieșim din piață. Mă bucur că am reușit să fac tot ce mi-am propus. Acum plecăm acasă să facem mâncare la copii. Sunt fericită! Mă obișnuiesc cu unghiile, niciodată nu am avut așa nuanță. Astăzi, părere de rău, nu am reușit să beau apă. Am uitat să iau de acasă apă, ieșind din parcare. Ce zi frumoasă e afară. Nu mai bine de lucrat azi. Să vă arăt ce traseu frumos avem noi în drum spre casă, drumul copilăriei mele. De câte ori am mers pe aici? Toamna e senzațională, senzațională! Gata, am ajuns la căsuța noastră, la mămica. Ne ducem să vedem ce face Melania. Ea a venit de la Chișinău cu părinții. Noi am mai strâns frunzele din curte. Și iată gâsca noastră e pregătită ca să facem din ea un borș, o ciorbă. Mamica a pregătit totul. Am pus cratița la fier. La noi la amiază, ciorba este la putere. Abia aștept mama să termine ciorba. Acuși mănânc o farfurie mare, că stare flămândă. Avem pauză de cafea și unde credeți că sunt eu? În livada părinților. Câtă pace și liniște este aici. Muncim, dar nu uităm să ne și alintăm, să ne și odihnim. Super, 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 super. A venit inspectorul. Arătați unghiile. Poftim unghiile, domnul inspector. Așa. Păreri, păreri, comentarii. Prima impresie pentru mine. Trebuie să parați aici. Îți place nuanța? Da. De aici am trecut testul. Am pus cartofi și apă. Morcov și varză. Mai pui morcov? Da, mai pui morcov. Aici vrem să topim piele pe gâscă și facem din ea untură. Mai avem niște câteva mâncări, da, mă? Da. Din piept ce facem? O să vedem ce facem din piept. Dă ficat pentru Melanica! Mam, dar eu tot vreau, mam! Wow! Eu toți bebeluș! Tu nu! Ție da. Poți să-ți dau inima! Da, nu, eu vreau ficat! Ca la restaurant aici, mama! Simțieta! Vezi ce înseamnă să ai mamă bună și bebeluș? Las, când dai tu și mie o bucățică! Mam, spun să-mi dai și mie, mam! Eu tot sunt fata Matale! Bun! Topim untura! Ciorbița sau borș, cum se zice la noi. Mmm,
ce miros de în casă. Turnăm borș, iată, borș de casă nu avem. Noi l-am cumpărat la butilie. Trebuie de făcut din huște, da? Da. Mămica știe să facă, dar nu are timp acum. Borșișor, borșișor. Adăugăm și sărișoară. Sarea. Sărișoară, săricică. Sarea înnăcrește borșul. Cum sarea înnăcrește borșul? Da. Cum așa? Și apoi sare și borșul se înnăcrește mai tare. Se face mai acru? Da, da. Dacă nu e suficient de acru. Da, dar ce, nu e borș sărat? Mâncăcioasele casei. E bun? Eu beau super. Este bun. Aici se aude cum taie cuțitul. Mă pune ardei. Astăzi eu voi fi șoferul personal a tăticului. Dacă e flămând, fug repede. Bărbații flămânzi, nu trebuie de lăsat bărbat flămând. Mai ales pe tata. Primăria este foarte aproape. Apropo, tăticul este primar la noi în sat. Aici lucrează deja. Acuș are 4 ani. De când e primar. Dar până a fi primar, a lucrat ca director de liceu aici în sat și are studii pedagogice. Este profesor de biologie și chimie. Iar noi copiii toți suntem juriști. Soțul avocat, Dani a dat și el la juridică. Face universitate de drept. Cătălina a făcut juridică, Andreea în juridică, plină casă de juriști. Radu are studii în sport. Satul nostru frumos. Ador acest sat. Iată, doi copii se bat. Ai, ai, ai. Ajungem la primărie. Oh, oh, oh. Semnalizăm. Îl iau pe tata de aici. Aici e primăria satului. Aici muncește tăticul. Iată. Iată și primarul satului. Ne ducem acasă. Dacă așa șofier ai matale bun, tată. Ești șofier bun. Ducem acasă. A, și e de frumos, tata. Tata a primit complimente. Am adus primarul acasă și la mâncare. Cum zice mama? Tăticu, cum zice mama? Acasă nu ești primar, ești tata. Ce e foarte frumos, mămica, ai cumpărat o geacă nouă. Cu două fețe, fetelor. Îmi toate pastele ați timbrată. Cu două fețe, da? Maleta, cum e maleta, fetele mele. Foarte frumoasă. Geaca deja e neagră. Super. Miream, cum... Borșul. Asta e bună. Da, și e nu chiar. Ardei, uite. Tati, cum? Vrem să spui părerea mea tare. Tata întreabă ce părere. Despre mâncare, tata. Dă-ți părerele de mâncare acum. E bun? Bun. E de gâscă. E de gâscă. Mă arăs, tata. Ierni, tu ce faci treabă? Pentru ciocolată. Pentru ciocolată asta faci? Îmi faci fiele foarte. Mămica face pentru cine? Colțunaș. Ce bunătate. Mama, cum faci aluată? Ouă, apă, făină. Câte ouă pui? Ei, am pus aici de 3 ouă la o cană de apă. Deci ouă mulțioare pui. De-aia e așa gagă și ouăle sunt de casă. Acuși fierbem și mâncăm cu smântânică. Melania, tu tot ajut bunica? Eu susține moral. Moral? Lăsa-mi susținută moral, da? Bunica îmi pătură hainele. Bunica la noi cu hainele, le împătră, le aranjează, le pune la spălat, că îi place. Astăzi Melania împlinește 3 luni și a luat un cadou. Hai să vedem cadoul. Ia câte ce frumusică! A venit mama de la unghii să vedem unghițele tale. Wow, cu lovie, tu ești toată în dragoste, da? Și aici, inimioară. Super! Așa ce șorpi ține? Așa. Nu pot încet. E bun borșă? Da. Când mama îți gândește la ceva bun, vrem de mâine. Ce-mi place mie la mama, că ea la nepoții ăștia ei, le dă voie să facă plăcințele, cuțunași. Dacă noi le mâncăm?
Și le fierbe chiar și noi le gustăm și tare buni. Abi, ai văzut, n-aveai ocupație, ca bunica ți-a găsit ocupație. Facem cu brânză și Albert nu iubește colțunași cu brânză. Eu i-am pus pirie la fiar. Și o să facem cu cartofi. Uitați-vă cum sunt la voi în cameră. Ia zi de la mine, îi place de mine, da? Tu stai la bădica în brațe, da? Albert, ești mori, mă mic, deja cum stai cu un bebeluș? Da? Stai la bădica în brațe? Mila, tu îl iubești pe Albert? Îl iubești, da? Colțunașii sunt gata, mamica i-a fiert. Avem aici cu brânză și Miriam va mânca cu smântână, da, Miriam? Da. Iată așa bunătate avem noi. Cum, Miriam? Gustos. Îți place? Da.